Ceva de o să fie. Este tot bine? Da, tot oativ. Revine, pa. Nu sau? Nu sau. Saud? Saud. Saud? Saud. Aveți că știu? Noi să servim un pic de apă să ne călzim. Stai. Pentru cazul. Pinching. Tradițional portughez, portughez. După ce e asta, vorbești portugheză perfect. Așa a spus băiatul. Am ajuns, vedem. Încercăm. Mă gândeam să emigrez, dar acest gând a dispărut odată ce pot să aduc bucurie oamenilor peste hotare și să revin acasă. Să revin acasă în țară. Și aceste călătorii sunt tot mai des și de aceea în același timp fug de la gândul de emigrare, dar mă gândesc că aș vrea să îmbătrânesc undeva peste hotare, în Spania sau în Portugalia. Am fost în Statele Unite, e foarte frumos. Am fost în Italia, am fost în Thailanda, în China și în multe, multe alte țări. Dar atât de bine să văd că se simt oamenii vârstnici, cei de vârsta părinților și bunicilor, decât în Spania și Portugalia nu am mai văzut. Deci, în Santander, în Spania, am văzut cum bunicii merg de mânuță și dimineața merg să ia micul dejun. Mâncarea lor tradițională, tortilla și zic și cu ceai. Și nu, cu cafea. Nu, tortilla corectă e mâncarea și alături o bere. Și oamenii se respectă. Și același lucru l-am văzut, similar l-am văzut aici în Portugalia acum 8 ani când am mai fost, că oamenii știu să-și petreacă timpul și sunt foarte deschiși. Nu știu, poate că e aproape de ocean, poate că e timpul ăsta frumos, poate că țara e așa de frumoasă, nu știu, dar ei știu să-și trăiască viața, mănâncă gustos, iar eu sunt un gurman, mi-mi place să mănânc diferit și gustos și servesc și o băutură bună de calitate. Iar asta ne face să avem energie și dispoziție. M-ai întrebat despre calitățile pe care le avem noi și poate mai puțin le au alte națiuni. Și ce calități ar trebui să împărtășim noi și să împrumutăm de la alte țări și alte națiuni. Păi vreau să spun că faptul că noi suntem așa sufletiști, acest lucru trebuie să-l păstrăm. Că noi ținem la tradiții, oamenii se mândresc. Noi poate uneori obosim de tradițiile noastre acasă, dar obosim atunci când ele durează mult. Dar când sunt organizate bine, tradițiile noastre sunt superbe. Totul cu măsură, vorba maestrului Urschi, să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Cu măsură, chiar și tradițiile cu măsură. Ceea ce ar trebui noi să împrumutăm de la alte națiuni, asta ar fi, spre exemplu, de la germani, punctualitatea, să fim corecți, responsabili, cum sunt oamenii din țările nordice, suedezi, norvegieni, dar ei sunt mai reci ca noi. Și iarăși, noi venim cu căldura noastră și cu muzica noastră. Și, dar ceea ce am observat aici, în Portugalia, e faptul că această simbioză s-a format perfect datorită faptului că moldovenii care sunt primitori deschiși și muncitori au întâlnit alți oameni care sunt portughezi și care sunt la fel de primitori, deschiși și poate uneori încă mai toleranți și mai răbdători decât noi. Să știm să apreciem poporul în țara căruia am venit și în țara căruia ne-am făcut o a doua parte. Asta eu cred. Și să nu uităm că acest cuvânt acasă, datorită globalizării, datorită faptului că foarte multă lume migrează, nu doar moldoveni migrează dintr-o țară în alta, dar datorită globalizării, acasă e acolo unde ți este familia, adică eu, jumătatea și copilul. Iar dacă mai sunt și părinții alături, atunci în general e perfect.